Bună seara, stimați respectatori, sunt Titi Sultan, mă bucur să ne revedem la emisiunea Realitatea în Politică. Azi dezbatem un subiect extrem de important, mai ales în condițiile în care de ceva timp se tot discută despre ceea ce Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a propus în legătură cu modificarea legilor justiției, respectiv independența justiției și separația puterilor în stat. Am făcut această sincronizare între două elemente extrem de importante ale justiției, independența justiției și separația echilibrului puterilor în stat, o să vedeți imediat de ce, pentru că pornesc și trebuie să facem raportarea, în primul rând, din punct de vedere constituțional, la articolul 1 din legea fundamentală, care se referă la statul român, și anume România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este Republica. România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Însă aliniatul 4, pentru că aici e foarte important să discutăm, în România, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor în legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. În fine, aliniatul 5 explică foarte clar supremația Constituției și a legii, și anume că în România respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Pornind de la principiul separației și echilibrului puterilor în stat, introdus în 2003 prin modificarea constituțională, s-a ridicat de multe ori problema, eu știu, independenței între puterile statului și aici mă refer în special la implicarea politicului în actul de justiție, pentru că trebuie să avem în vedere și alte aspecte care țin de accesul liber la justiție, așa cum spune articolul 21 din Constituție, adică orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor și a intereselor sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. Părțile au dreptul la un proces echitabil și soluționat într-un termen rezonabil, iar jurisdicțiile speciale administrative sunt gratuite. Articolul 25, dreptul la apărare, este foarte important. Dreptul la apărare este garantat în tot cursul procesului. Părțile au dreptul să fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu. Ca să mergem puțin mai departe, avem un capitol destinat special actului de justiție și aici mă refer la instituțiile care contribuie la înfăptuirea justiției, respectiv autoritatea judecătorească, este, începând cu articolul 124 reglementat în Constituția României, și anume justiția se înfăptuiește în numele legii, iar ce este foarte important, că în exercitarea atribuțiilor sale, judecătorii sunt independenți și se supun numai legii, acționează potrivind principiului independenței, imparțialității și controlului ierarhic. Dacă vorbim despre autoritatea judecătorească și aici chiar închei, vorbim că aceasta se înfăptuiește prin Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești stabilite prin lege. Avem Consiliul Superior al Magistraturii, care îndeplinește rolul de Consiliu de Disciplină al judecătorilor, este format din 19 membri, 14 sunt din cadrul adunării magistraților și 2 în cadrul societății civile, bineînțeles specialiști în domeniul dreptului, o altă competență profesională, iar ceilalți, mă refer la Ministrul Justiției, la președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și Procurorul General al României. Dacă privim ceea ce presupune contenciosul administrativ, este foarte important ce spune articolul 126, aliniatul 6, pentru că, în special în perioada pandemiei, era necesar, cel puțin în condițiile în care se discuta despre anumite ordonanțe de urgență, care, din punctul de vedere al unora și altora,
sunt, nu pot să spun constituționale, ci ilegale, pentru că asta stabilește Curtea Constituțională, dacă sunt neconstituționale. Articolul 126, alineatul 6, spune foarte clar, controlul judecătoresc asupra actelor administrative se înfăptuiește în condițiile legii, cu excepția raporturilor care privesc acestea cu Parlamentul României și actele cu comandament militar, însă cetățenii pot ataca în instanța de contencios administrativ ordonanțele prin care consideră că li s-au încălcat dreptul și mai mult decât atât, dacă avem în vedere ordonanțele declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a României. Un singur aspect vreau să mai remarc, pentru că se tot discuta despre răspunderea magistraților. Evident, avem legi în acest sens, legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și judecătorilor, legea 304 de asemenea privind înfăptuirea justiției, însă ce este important, că la articolul 52 alineatul 3 din Constituție, de fiecare eu l-am adus în vedere, se referă la faptul că statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea credință sau gravă neglijență. Cam acestea sunt câteva aspecte care privesc actul de justiție din punct de vedere constituțional. Evident, invitații mei se vor referi probabil și la ceea ce presupune Ministerul Public, pentru că sunt discuții foarte ample dacă mai este cazul ca procurorii să fie asimilați magistraților. Am spus, aici discutăm foarte mult și nu știu dacă este momentul astăzi și dacă timpul ne va permite, însă actul privind independența justiției este extrem de important. Pentru telespectatorii care intenționează să intre în direct cu noi, o pot face apelând numărul de telefon afișat pe ecranul televizorului, pe care, evident, cei din regie au și făcut-o deja. Iar invitații mei din această seară sunt următorii. Domnul Francis Tobă, deputat din partea Alianței pentru Patrie, în Parlamentul României. Bună seara, domnule Tobă, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Apoi, doamna Mariana Vârgă, care este vicepreședinte al APP, al Partidului Alianța pentru Patrie și fost magistrat. Și totodată, dacă nu mă înșel, sunteți președinte al Consiliului Juridic al acestui partid, nu? Departamentului Juridic. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și nu în ultimul rând, domnul Constantin Udrea, de asemenea vicepreședinte al Partidului Alianța pentru Patrie, fost magistrat militar și totodată este președintele comisiei privind cadrele militare în rezervă din cadrul și în retragere. Și retragere. Mulțumesc de asemenea pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, bună seara. Sunteți pentru prima dată în platoul Capital TV. Aș începe cu domnul Udrea și vă întreb, este justiția independentă, domnule Udrea? Justiția are momente când este independentă și când nu este independentă, dar cred că este impropriu să vorbim despre independența justiției, pentru că independența puterilor în stat se referă la cele trei, la separație și independența lor. Dacă vorbim însă de puterea judecătorească, atunci da, am putea vorbi despre aceasta, pentru că justiția se înfăptuiește numai prin instanțele de judecată. E adevărat că la realizarea actului de justiție contribuie în egală măsură și celelalte componente ale sistemului, respectiv ale autorității judecătorești, deci fac parte din această instituție și am în vedere Consiliul Superior al Magistraturii, parchetele, dar trebuie să aveți în vedere un singur lucru, că sub acest aspect al independenței și al supunerii doar față de lege, atributul îl îndeplinesc doar judecătorii, pentru că potrivit Constituției, deși și procurorii fac parte din categoria magistraților, potrivit unei jurisprudențe a Curții Europene a Drepturilor Omului chiar mai veche, ei nu îndeplinesc, și fără vina lor, evident, și acel atribut al independenței și al supunerii față de lege, deoarece criteriul fundamental pe baza căruia funcționează parchetele în România este criteriul subordonării. E adevărat și al legalității. Însă, câtă vreme procurorul ierarhic superior sau procurorul șef este cel care dictează asupra ceea ce e de făcut, vor spune, da, în condițiile legii. E adevărat, în condițiile legii, dar
Câte vreme procurorul șef este cel care spune ce e de făcut într-o cauză sau alta, repartizează, poate lua o cauză de la un procuror și o distribuie la altul și așa mai departe, și nu se opresc aici exemplele, procurorii nu pot fi și nu sunt independenți. Deci este impropriu să se spună că un organ judiciar care funcționează pe principiul subordonării ar putea fi și independent. Independent este doar cel care se supune pe timpul activității sale numai legii și acel atribut îl are judecătorul. Este adevărat că dacă s-ar putea și s-ar tinde către realizarea unei independențe depline și a procurorului așa cum se dorește, cum se dorește de către procuror, pentru că factorul politic nu dorește acest lucru. Și nu dorește dintr-un singur motiv, foarte simplu. Puterea politică are întotdeauna la îndemână un instrument de forță, instrumentul trimiterii în judecată al cercetării penale și al trimiterii în judecată. Ori acest instrument este dictat de procurori. Procurorul are atributul exclusiv de a trimite în judecată, de a cerceta și a trimite în judecată și este bine că este așa, judecătorul are alte competențe, dar dacă un procuror șef sau un procuror general nu dorește ca o anumită cauză să iasă, să fie trimisă în judecată, el poate să o facă cu brio, cu excepția situațiilor când faptele ar fi de notorietate și atunci ar putea fi închise cu succes. Mă opresc aici la întrebarea dumneavoastră fără a epuiza subiectul, este evident, deoarece sunt foarte multe de spus, mai ales în contextul în care pe masa Parlamentului se află cele mai importante legi privind reforma în justiție, reformă care s-a dorit a fi în concordanță cu indicațiile, ca să le spun așa, prețioase date de la Bruxelles, de la Comisia, de la Veneția și nu numai, toate venite ca urmare a conexiunilor instituțiilor respective cu diferite organisme și organe din țara noastră care la momentul respectiv sigur aveau diferite interese. De acord, numai că am avut un comunicat al Curții Constituționale acum câteva luni, dacă țineți minte, în care se punea problema forței juridice a actelor Uniunii Europene comparativ cu legea fundamentală. Curtea Constituțională a spus clar, Constituția primează normele Uniunii Europene. Dacă vreți să primeze normele Uniunii Europene, modificați legea fundamentală. Mai mult decât atât, și aici merg către doamna Mariana Vârgă, aș întreba-o, pentru că au fost foarte multe discuții legate cu momentul în care ministrul Justiției, de atunci domnul Tudorel Toader, a revocat-o din funcție pe Procurora Generală, de atunci doamna Chiuveși, și atunci președintele României a zis întâi să citească motivarea. Era necesară citirea motivării de către președinte în condițiile, a Curții Constituționale mă refer, în condițiile în care articolul 147 din Constituție spune foarte clar că deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial? Vă rog. Întrebarea dumneavoastră este foarte importantă pentru că ne duce pe noi la discuția legată de această ultimă modificare pe care a propus-o Ministrul Justiției cu privire la eliminarea sancțiunii de la articolul 99 din legea 303/2004 cu privire la ignorarea de către magistrații români a deciziilor Curții Constituționale. Ca să răspund strict la întrebare, bineînțeles că nu era nevoie de o lecturare a deciziei Curții Constituționale raportată la articolul 147 alineatul 4 din Constituția României, care spune foarte clar, așa cum ați precizat, că deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii. Și au putere și numai pentru viitor. Desigur. Așa cum a spus și domnul judecător Udrea, ne aflăm într-un moment de răscruce pentru justiția din România. De ce spun asta? Pentru că, în continuare, așa cum am observat de-a lungul timpului, nu am constatat o separare a puterilor în stat în ceea ce privește justiția. Da, numai că vă întreb câteva secunde și l-aș întreba și pe domnul Francis Tobă, astăzi în Parlamentul României, pentru că s-a reluat, de fapt a început noua sesiune parlamentară, practic vă îndreptați către al doilea an de mandat parlamentar, trebuie să le spun și telespectatorii că Parlamentul lucrează în două sesiuni ordinare pe an, prima sesiune începe în luna februarie, nu poate depăși sfârșitul lunii iunie,
A doua sesiune începe în luna septembrie, nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. E adevărat că Parlamentul se întrunește și în sesiune extraordinară la convocarea președintelui României, a biroului permanent al fiecărei camere și al unui număr de o treime din numărul deputaților sau senatorilor. Ce s-a întâmplat azi în Parlament? Păi după ce am deschis lucrările normale, ca și ca așa, am constatat că pe ordinea de zi era o ședință comună, Cameră-Senat, în legătură cu înființarea unei comisii care să, Cameră-Senat, care să analizeze proiectele propuse pentru următoarea sesiune parlamentară. Modificarea din legile justiției, m-a spus, da. Reacția să le-a fost, pe de-o parte, cei care sunt în siajul puterilor de afară, nu de aici, cealaltă reacție a fost a unor oameni care stăm independenți, că a spus, dom'le, dar avem deputați și senatori care sunt sub siajul puterilor de afară? Păi, cred că, și am să vă explic, păi nu, dar la final, la final, când s-a pus problema înființării acestei comisii, da? 46 de oameni din 230 ceva, deci 20% au fost împotriva înființării unui comisii în condițiile în care la Camera Deputaților și la Senat avem comisii juridice, avem comisii sigur pentru constituționalitate. Da. Și întrebarea care a fost nu numai de la noi, dar chiar de la AUR, chiar de la USR. Da. Pentru ce mai aveți o comisie oameni buni? Pentru că există toate formulele în Parlamentul României ca să dăm răspuns la întrebarea privind aceste proiecte care sunt. Tocmai dacă tot voi ați propus PNL-ul și cu PSD-ul, haideți să apelăm la comisiile permanente care sunt, conform regulamentului, cele care au puterea să analizeze și au făcut-o, au propus, 48 de oameni au fost împotrivă, în condițiile în care, inclusiv USR-ul, prin fostul ministru al justiției, a spus foarte clar, oameni buni, nu respectați ce ni s-a indicat de la Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția, da. Și a început să dea exemple că tot ceea ce ni se propune contravine a tot ceea ce există în spațiul internațional. Pe de altă parte, vreau să spun următorul lucru. Există fără doar și poate o presiune pentru că această comisie comună conform regulamentul aprobat astăzi, în care am fost împotrivă, are, dacă vreți, viață pentru 60 de zile. Deci este foarte clar că ea este cu dedicație. După 60 ce puteți de zile face ca să împiedicați această dedicație? Da, este modalități parlamentare, asta, e destul de greu. Da, și în condițiile astea, da, și AUR, și noi, neafiliații, și toți. Deci și la ora actuală suntem 36 de parlamentari deputați neafiliați, mai mulți decât are AUR, mai mulți decât minoritățile, mai mult, da, decât DMR-ul, da? Și s-a pus, da, problema, bă, nu ascultați vocea noastră? Vocea opoziției, foarte adevărat. Vocea opoziției. Da. Revin fost să scuze la doamna Mariana Vrăgă. Da, am observat și eu astăzi imediat că s-a adoptat această comisie, da, s-a aprobat această comisie specială pentru investigarea practic și discutarea pachetului privind legile justiției și într-adevăr nu am înțeles de ce este necesară, dar răspunsul l-am primit în final pentru că am observat că într-adevăr, din punctul meu de vedere, acest pachet al legilor justiției este un șantaj la adresa României. Un șantaj ca să scăpăm de mecanismul de cooperare și verificare, începem, de mecanismul statului de drept, da, de intrarea noastră în Schengen, o condiție esențială. În condițiile în care politicienii români negociază independența justiției cu ambasadori străini,
și primim aceste directive de la Bruxelles și nu numai, și aceste comisii care au caracter de recomandare, de fiecare dată se fac rapoarte, se publică, ele au caracter de recomandare, ni se impun, pentru că pachetul acesta de legi este un jalon în PNRR și suntem șantajați cu ceea ce v-am spus. Cât am depus 21 de jaloane până acum? Vreau să vă spun ceva. Da. Este un reprezentant al USR-ului, o doamnă care a solicitat Comisiei Europene luarea măsurii de infringement la adresa statului român. Pentru că noi nu suntem în rând cu lumea. Ce înseamnă în rând cu lumea? Am observat de asemenea asociații de magistrați care au cerut Bruxellesului să intervină Comisiei de la Veneția, Comisarul European pe Justiție, pentru că se tem că acest pachet de legi va conduce la dispariția statului de drept în România. Întrebarea mea este, noi nu ne putem guverna singuri? Nu cunoaștem problemele justiției? Am ajuns să spunem că judecătorii de la Înalta Curte vor fi schimbați din completele de judecată fără acordul lor? Haideți să vedem care e miza acestui pachet de legi. Rămân aici, la Înalta Curte. Vorbim de un proiect prin care promovarea la Înalta Curte nu se va mai face pe criterii meritocratice. Alianța pentru Patrie, partidul pe care îl reprezint, are un proiect pe justiție foarte bun și foarte documentat. Acolo am solicitat menținerea criteriilor meritocratice, standardelor profesionale, adică examen pentru judecătorii care promovează la Înalta Curte. Nu se poate să se facă o simplă evaluare a hotărârilor judecătorești și un interviu care nu se poate contesta în instanță, da? Ca să promoveze la Înalta Curte. Apoi, Procurorul General al României poate infirma orice act al oricărui procuror de la orice unitate de parchet. Ce înseamnă asta? Am fost întrebată la un moment dat într-un alt platou de televiziune, vom mai avea deținuți politici în România? Ce înseamnă vom mai avea deținuți politici? Vor mai fi dosare cu politicieni care vor ajunge în pixul, ca să spun așa, procurorului general, numit eminamente politic, domnul moderator. Deci nu se poate. Acest pachet de legi, sunt multe de discutat, cum spunea colegul, este un șantaj la adresa României și a suveranității țării noastre. El nu trebuie să treacă în această formă. Întrebarea mea este, Parlamentul României va face acest pact să dăm suveranitatea țării pe tavă pur și simplu, va ține cont de vocea magistraților, care, așa cum foarte frumos a spus domnul Udrea, sunt independenți? Și n-am un vibru. Ne întrebăm retoric, asta este problema. Sunt foarte multe lucruri care trebuie spuse. Legat de nerespectarea deciziilor constituționale, nu credeam că voi vedea așa ceva într-un proiect de lege. În condițiile în care s-a pronunțat Curtea Constituțională în anul 2012 și a spus că acest text este legal, că este normal ca judecătorii să respecte, să aibă această obligativitate prevăzută în lege, pentru că am văzut dosare pe bandă rulantă achitate la rezolvate prin achitare la Înalta Curte pe această chestiune. Deci sunt lucruri foarte grave care se petrec și am venit astăzi aici să vorbim despre ele. Da, aș merge acum către domnul magistrat Constantin Udrea și l-aș întreba, în condițiile în care dânsul are o vechime extrem de mare în magistratură și evident a putut să observe modul în care profesionalismul politicienilor, și aici mă refer la instituția Parlamentului, dar și la cei care îndeplinesc funcția de ministru al justiției, pe zi ce trece devin din ce în ce mai nepregătiți, mai neprofesioniști, în condițiile în care, așa cum a spus și doamna Mariana Vârgă, nu-i normal ca o recomandare a Uniunii Europene să o consider drept o obligație din partea statului român. Vă rog. Noi ne aflăm acum în fața unui paradox. Unui paradox, hai să spunem, al necontinuității, deoarece în 2012 această faptă introdusă ca fiind abatere disciplinară în statutul magistraților respectiv de respectarea deciziilor Curții Constituționale a fost introdusă tot pe vremea când ministrul al justiției era domnul Predoiu, pe care nu-l voi suspecta niciodată ca fiind nepregătit juridic. Dimpotrivă, este un om foarte bine pregătit juridic. Trecând dincolo de acest lucru, dacă la vremea respectivă, ca om politic, a simțit nevoia să introducă în lege o asemenea abatere disciplinară care a produs consecințe... Vă întreb câteva secunde, că avem un telefon. Da. Domnul Vili din Hunedoara. Bună seara, vă ascultăm.
Bună seara! Vă rog! Am și eu două întrebări. Prima întrebare, dacă un judecător achită pe un om în instanță de judecată, de ce nu acuză pe procurorul care l-a acuzat pe acel om nevinovat? Și a doua întrebare, de ce nu există o lege de reabilitare a victimelor torturii? Avem dovezi prin hotărâri CEDO că a fost torturați oameni în închisorile din România și nevinovați. De ce nu există o lege de reabilitare a victimelor torturii să aibă dreptul la demnitate în societate victimele, să aibă dreptul la un trai decent în societate? De ce numai torționarii primesc pensie de drept de la statul român știind că tortura este infracțiune penală? Am înțeles. Mulțumim mult. Domnul da, dați voie să răspund, da. Superbe întrebări da. A pus domnul Vili. Sigur. Pe scurt, domnul Vili Rupea. Da, pe scurt, în ce privește achitarea, sunt mai multe temeiuri pentru care se poate dispune achitarea, unele care sunt imputabile, evident, procurorului, dar altele care ar putea să nu fie imputabile. De exemplu, pe parcursul instrumentării cauzei până la pronunțarea unei hotărâri definitive, e posibil să intervină o lege de dezincriminare a faptei și atunci este evident că fapta, dacă la momentul cercetării și trimiterii în judecată era infracțiune, până la judecată nu mai e infracțiune. Da, e posibil de asemenea ca textul respectiv să fie afectat de o decizie a Curții Constituționale, în sensul în care textul de carne constituțional, cum s-a întâmplat recent, cu articolul 155 din Codul Penal privind prescripția. Și acesta creează mari probleme și dacă avem timp vom reveni. Însă, este evident că procurorii trebuie să răspundă atunci când, de exemplu, ei cu rea credință trimit în judecată o persoană despre care cunosc că sau ea este nevinovată. Sau, nu, din rea credință. Și iată ce vreau să vă spun. Există, asta dacă veți... Este foarte important. Însă, au avut grijă ca prin nou cod penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014 prin legile adoptate prin asumarea răspunderii de către guvernul Boc, din câte mi-amintesc eu, să introducă într-un articol din codul de procedură penală respectiv la articolul 10 cu titlul marginal aflarea adevărului o regulă contrară Constituției și anume deși pe timpul efectuării urmării penale, organul de urmări penale e obligat să administreze probe atât în favoare cât și în defavoare, el nu va răspunde niciodată dacă din rea credință nu va administra probe și în favoare. Acest lucru este prevăzut la teza a doua articolului respectiv, ceea ce este foarte grav, sigur, este sesizată Curtea Constituțională, chiar sub semnatul cât eram judecător, am procedat într-o cauză la sesizare, nu s-a judecat, Curtea Constituțională e foarte încărcată ca instanță de judecată, ca instanță de contencios constituțional, însă, iată deci că procurorii, și nu numai ei, și ceilalți, și celelalte organe de cercetare penală, sunt scutiți de răspundere, inclusiv disciplinară, nu numai penală, prin chiar articolul 10 din Codul de Procedură Penală. Vreau să vă mai spun ceva și sigur nu o să epuizăm subiectul. Noi ne aflăm într-un moment foarte periculos în ce privește evoluția justiției în România, deoarece mai recentele guverne, și fără să le numesc ca și culoare, că nu este problema mea asta, toți au achesat la un lucru esențial, și anume au introdus norme de procedură penală în Legea Siguranței Naționale, astfel încât în momentul de față, activitățile desfășurate de către Înalta Curte, de exemplu, cu privire la interceptare și nu numai la producerea unor probe cu avizul SRI și nu numai cu avizul SRI, acele încheieri sunt strict secrete. Adică au căpătat caracterul documentației specifice Serviciului Secret, Serviciului Român de Informații, deoarece au apreciat că nu poate fi modificat codul de procedură penală pentru că bătea la ochi, au modificat și au prevăzut acest lucru în Legea Siguranței Naționale, ceea ce este cumplit, deoarece o procedură penală și nu numai penală se desfășoară potrivit normei de procedură, care e legea de bază în materie. Iată deci că se poate ajunge la aberații și la abuzuri crase, inclusiv cele de care vorbeați dumneavoastră, domnul Vili, de tortură, pentru că efectua probe speciale prin intermediul serviciului secret asupra unei familii poate produce consecințe inclusiv asimilate cele a torturii. Și n-am încheiat subiectul, vă mulțumesc. Da. Doamna pe această chestiune și eu aș vrea să adaug da. Ceva. Există posibilitatea ca victimele torturii
fiind vorba de o infracțiune reglementată în acest sens, tortura este interzisă, să solicite despăgubiri pentru aceste daune produse. Deci oamenii ar putea să acționeze în instanță, dar să știți că nu am întâlnit asemenea cazuri. Cum este, de exemplu, cu acțiunile în justiție care ar trebui promovate pentru condamnarea pe nedrept în baza interceptărilor nelegale. Acolo este într-adevăr nevoie de o specializare a magistraților în ceea ce privește protecția datelor, tehnologia informației, specializarea, accesul la aceste chestiuni secrete de serviciu, dar ar trebui ca să fie antrenată într-adevăr răspunderea celor vinovați. Asta fi, magistraților care răspund și cu rea credință și cu gravă negligență. Da, sunt un lucru de acord cu dumneavoastră. Dacă îmi permite să continui, este foarte important. Întrebările dumnealui sunt extrem de importante în contextul discuțiilor noastre și iată de ce. Bănuiesc că are o anumită țintă. S-a pus problema, de exemplu, pe perioada când se dispuneau arestările de către procurori până la 5 luni, după aceea s-a modificat prin lege, ați văzut cât de mult ce furioși au fost că procurorii nu mai pot aresta, pentru că știți că procurorul poate doar să rețină. Sigur. După care arestarea o dispune un judecător. De ce? Pentru că scopul arestului, deși el este definit de lege ca fiind un rol preventiv, de a feri societatea de anumite efecte negative prin lăsarea persoanei în libertate, în fapt scopul arestului preventiv este convertit de foarte mulți procurori într-o posibilitate de a obține probe împotriva persoanei respective, știind fiind că persoana aflată în arest este întotdeauna foarte vulnerabilă. Ea nu se va bucura niciodată de sprijinul corespunzător unui avocat, câtă vreme un procuror are oricând acces la el. Era indice 1 din legea din fosta organizare și funcționare a DNA sau PNA. Nu, nu, nu. Articolul 19. Articolul 19, da. Cu reducerea la jumătatea pedepsei. Dacă divulge alte... Da, de fapt ce se întâmplă? Este, toate țările au așa ceva, însă excesul de uz de asemenea procedee, adică determinarea persoanelor să facă denunțuri. Ați văzut că recent CEDO s-a pronunțat sub acest aspect. Deci determinarea persoanelor de a produce denunțuri împotriva apropiaților și nu numai, cu promisiunea că în situația în care se vor dovedi a fi viabile, adică se va începe urmărirea penală împotriva persoanei denunțate, persoana respectivă va beneficia de o reducere a pedepsei dacă va fi condamnată la jumătate. Acest lucru este o îndemnare la delațiune. Deoarece, să știți că, dincolo de toate, e foarte importantă relația umană. Noi trebuie să nu uităm că suntem oameni, că trebuie să avem o relație corespunzătoare și să ne caracterizeze morala noastră creștină. Da, și aici sunt de acord cu dumneavoastră și pentru că domnul Vili este din nou pe fir, vreau să îi adun la cunoștință o singură constatare în concordanță cu ceea ce a spus domnul magistrat Constantin Udă. Că dacă se uită în articolul 20 în Constituție, adică dispozițiile constituționale privind drepturile fundamentale omului, vede, cel puțin la alineatul 2, că dacă există neconcordanță între pactele și tratatele internaționale privitoare la dreptul omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile reglementarea introdusă în anul 2003. Vă rog, domnul Vili. Am revenit referitor la faptul că a spus că există în legislația românească faptul că omul care a fost supus torturii fizice poate să se adreseze instanțelor de judecată. Vreau să vă spun cazul meu. Eu am fost torturat în 1998. Am fost bătut de mi-au spart dinții din gură polițiștii și m-au legat în lanțul la mâini și la picioare și o bară de fier legată de lanțul timp de 81 de zile. M-au dus în fața judecătoarei în lanțul la picioare și cătușe la mâini. În 1998. Eu am pierdut procesele, instanța de fond, apelul și recursul și m-am adresat Curții Europene a Drepturilor Omului de la CEDO. Și în 2009 a rămas definitivă hotărârea de la CEDO, în care a condamnat statul român pe violare de domiciliu, pe răpire de lângă familie, pe proces necorect, pe tortură, pe faptul că n-am avut dreptul la probe în recurs. Am făcut rejudecarea dosarului și în 2016, în Alta Curte de Casație și Justiție, mi-a dat achitare definitivă. Vă dați seama că eu am fost nevinovat și torturat. Am depus acte împotriva torționarilor în instanță de judecată și mi-au spus judecătorii că s-a prescris tortura pe o lege din 1958,
când eu nu existam pe fața pământului. Am înțeles. Vă dați seama, pe o lege din 1958 mi-a zis că s-a prescris tortura. Da, am înțeles. E problema, știți, care este foarte gravă? Este foarte grav că eu am fost achitat, am fost nevinovat și procurorii care m-au acuzat nu sunt arestați. Păi... aici este problema gravă. Nici unul din acești interlocuri estimați la stat nu este arestat. Toți au primit pensie de la statul român, salariu, și eu n-am avut dreptul să mă angajez în societate. În toți acești 24 de ani de când eu mă lupt în instanțele judecate, eu n-am avut dreptul la loc de muncă în societate. În schimb, m-au îmbolnăvit de diabet, de fac tratament cu insulină, pentru faptul că eu, stresul și nervii mei mi-au cedat. Din cauza lor că au făcut atâtea ilegalități. Statul răspunde patrimonial pe Ministerul Finanțelor în cazul... Acum, ce se întâmplă? Aici nu vorbim de mai judiciar. Vă rog, domnul magistrat. Domnul Vili are dreptate. Da. Dincolo de răspunderea patrimonială a statului și ulterior și a persoanelor vinovate în particular, și mă refer la magistrații vinovați, este firesc ca persoanele respective să poată fi trase la răspundere penală, pentru că faptele de tortură sunt extrem de grave. Sigur. Acum, în ce privește situația particulară a dumnealui, în anul 1998, când spune că a fost lovit de către polițiști, ar fi trebuit să aibă în vedere împrejurarea că până în 2002 polițiștii erau cadre militare active și competența pentru urmărirea penală, judecata lor era a instanțelor militare. Exact. Am avut situații ca judecător militar când asemenea, eu știu, polițiști militari la vremea respectivă au fost judecați și condamnați pentru de regulă purtare abuzivă, chiar și tortură, dacă era cazul. Deci, părerea mea că speța nu este închisă. M-auziți puțin? Da. În cazul meu, când am fost legat în lanțuri la mâini și la picioare și o bară de fier legată de lanțuri, a venit domnul procuror militar, colonel Cojocaru Dumitru, de la parchetul militar și mi-a dat o declarație. În 20 martie 1998 și m-a văzut cum eram legat în lanțuri și a dat clasare. Deci a făcut cercetare, anchetă și a dat clasare. Eu n-am putut să o contest, pentru că eram închis. Eram în închisoare și n-am putut să fac contestație la această măsură. Da, am înțeles. Cel mai bine, ca să nu, eu știu, monopolizăm emisiunea cu problema dumneavoastră, cu speța pe care o aveți, o să îi las eu numărul de telefon domnului magistrat Udrea și eventual discutați mai vreau să mai vă privat, spun ceva. Că sunt foarte multe aspecte care durează. E foarte important. Spuneți. E foarte important, vă rog. Foarte important. De ce eu, ca victimă a torționarilor, eu nu beneficiez de nicio indemnizație de la statul român? Există o hotărâre, un tratat internațional dat de Consiliul Uniunii Europene referitor la reabilitarea victimelor torturii în anul 2019, în 16 septembrie. Și la noi, parlamentarii, politicienii români nu vor să-l aprobe. Ține de voința politică. Aici e problema. De ce eu, ca victimă a torționarilor, nu beneficiez de nimic? Aici domnul Tobă, dacă are un cuvânt de spus, dar de unul singur. Numai o frază vreau să sigur, vă spun. Puteți să vă adresați direct instanțelor de judecată, să solicitați aplicarea directă a normei europene, care vă prevede un drept concret. Cu alte cuvinte, nu-i nevoie de transpunerea în legislația internă a acestor drepturi ale dumneavoastră, puteți să vă adresați instanței invocând dreptul european, pentru că dacă ele sunt suficient de concret, instanța are obligația să vă dea dreptate. Dar asta am făcut și m-au dat în aprilie de la Curtea de Apel, au zis că s-au prescris faptele pe o lege din 1958, legea 167 pe 1958 în vigoare azi, vă dați seama, din 1958 și au zis că s-au prescris faptele de tortură. Și nu mi-ar da nimic, nicio despăgubire morală, nimic. Da. Doamna Mariana Vârgă vrea să vă spună ceva. Mă întrebam, două secunde, domnul Vili. Mă întrebam, domnul Vili, dacă v-ați adresat instanței pentru despăgubiri în baza fondului de despăgubire a victimelor. Există acest fond stabilit prin lege. Nu cunoaștem datele problemei. Da. Luna trecută am depus ortie și pe legea 211 pe 2004 și mi-au respins tribunalul Hunedoara. Au zis că n-am acest drept să primesc. Legea 211 pe 2004. Da. E o speță destul de complicată, de aceea o să las numărul dumneavoastră de telefon. Nu mă ajută nimeni, magistrat. Nu mă ajută nimeni și în situația mea suntem 296 de cazuri după anul 1998 în care CEDO condamna România pe tortură. Și nimeni nu vrea să ajute victimele torționarilor. Și avem dovezi hotărâri CEDO. Am înțeles. Păi niciun politician nu vrea să se intereseze de drepturile victimelor. Politicianul e
cel care rezolvă. Da, mulțumim mult de tot. Se referea la faptul că România nu are o lege a reabilitării victimelor torturii. Da, ține de inițiativă legislativă, ține de voința politică, într-adevăr este o chestiune de luat în seamă și ca să încheiem acest subiect, asta este clar și o consecință a faptului că în România în continuare procurorul este magistrat și nu este independent potrivit Constituției. Nu pentru că așa ne-am dorit noi. Corect. Însă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră, ce v-a determinat să intrați în competiția politică, în viața politică? Domnule Udrea. Să vă spun eu ce m-a determinat. Da. Cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost acela că am fost dezamăgit profund de fiecare dintre formațiunile politice pe care le-am votat, hai să spunem așa, pe de o parte. Și asta pentru că, în trei cuvinte vă spun un lucru, liderii și deputații și senatorii și nu numai ei, deci cei aleși direct și cei după aceea promovați în funcții ministeriale, votați în Parlament, au primit votul și de investitură din partea poporului român, după care au uitat pentru ce sunt acolo și niciodată n-au făcut demersuri pentru a-și duce la îndeplinire obligațiile, ca o obligație, nu numai morală, promisiunile. Acest lucru mă doare cumplit. Iată de ce. Noi am cedat o parte din suveranitate potrivit Constituției, articolul 148, să revenim dacă se poate, în favoarea organismelor europene, dar nu toate, nu toate. Deci asta este foarte important. Am intrat prin Constituție în Uniunea Europeană și tot Constituția ne dă posibilitatea să și ieșim. Eu nu doresc acest lucru, dar ca să se știe acest lucru. Deci organismul, legea de bază este Constituția și ea nu poate fi ignorată. Revin însă asupra acestui chestiuni. În momentul în care noi am un deputat, un senator sau un ministru are puterea și are investitura prin votul poporului, el uită foarte repede că poporul l-a trimis acolo pentru a-i apăra interesele fundamentale ale lui. Străbatem o perioadă foarte urâtă, murdară, cumplită, a lipsei de energie, a lipsei de resurse și așa mai departe, în contextul și a războiului din Ucraina. În acest context, mi-aduc aminte cu câtă ușurință resursele minerale ale țării, rezervele statului nostru, rezervele poporului au plecat peste hotare. Pe nimic. Vă mai trebuie câteva secunde, că mai avem un telefon de unul Munteanu din Galați. Bună seara! Vă rog, Bună seara, domnul Titi, bună seara invitaților. Vă ascultăm. Specialul domnul Tobă, dacă este, că chiar nici nu am în televizor. Cum nu este? Ia uitați-l. În carne și oase. Vă rog. Domnul Tobă, noi mulțumim să alătura nou. Eu sunt un fost de la dânsul, de la domnul Ciprian, nu are importanță acum. Doar atât. Vreau să fie în continuare cu noi și urmăresc de câteva zile ce se întâmplă în APP. De online, legat de APP. Bun. Știți, cred că problema. Deci aveți o întrebare pentru domnul Tobă? Vă ascultăm. Da, am o întrebare. Chiar vreau să văd dacă domnul Tobă să fie în continuare cu noi și alături de Dragnea. Dacă e aici și a venit cu doi reprezentanți de seama APP, vă dați seama. Dar haideți să-l ascultăm pe domnul Tobă. Deci întrebarea domnului Munteanu de la Galați este dacă în continuare veți rămâne alături de APP. Domnul Munteanu, eu când am intrat în Alianța pentru Patrie, la tribuna Parlamentului României, am declarat următoarele. Și vă rog să rețineți. Am citat prima frază din jurământul pe care eu l-am depus ca parlamentar, care sună așa. Jur credință patriei mele, România. Motiv pentru care eu intru în Alianța pentru Patrie. Eu n-am intrat pentru un om sau pentru un grup de oameni. Eu am intrat pentru că eu am considerat întotdeauna că această alianță este o stare de spirit. Pentru că, vedeți dumneavoastră, politica românească și am o experiență consistentă. Vreau să vă pentru că ați mai fost deputat pe PDSR. Sunt singurul deputat, singur om din România, care a fost în prima legislatură a 92-96 și după 28 de ani revin în Parlament. Credeți-mă, eu știu ce înseamnă sfera politicii, ca să nu spun altă, da?
Deci eu nu mă leg de un om, de o persoană, de nu știu ce. Eu mă leg de o stare de spirit. Eu voi fi, și am hotărât această chestie, alături de cei care vrem să construim o alianță pentru patrie. Nu o alianță pentru un om, pentru un grup de oameni și așa mai departe. Motiv pentru care eu sunt aici și voi fi aici și alături de mine sunt doi oameni de maximă probitate profesională care au făcut același lucru. Da, mulțumim mult. Da, mulțumim. Dacă mai aveți o întrebare, domnul Munteanu... Am foarte atent toate discursurile avute în Parlament. Acum, culme, ar vrea să intervină după pauza care este în câteva minute, un domn fost comisar la SRI, domnul Marcu se numește. Da, are sigur. Să vă spună, da, să sună, îl cunosc. Însă atenție ce spune. Sunt cu ochii pe el. Mulțumim mult. Da, merge mai departe, că v-am întrebat, domnul magistrat. Da. În acest context trebuie să aveți în vedere și pregătirea mea și trecutul meu profesional, pentru că eu am intrat în sub jurământul patriei la vârsta corespunzătoare a maturității, dar am îmbrăcat haina militară la 14 ani. Am intrat în liceu militar la vârsta asta. N-am cunoscut altceva decât patria, tricolorul, credința față de poporul meu. Am doi bunici care au murit pe front, tatăl meu a luptat pe front. Eu știu niște lucruri, că cel mai important dincolo de toate este țara, patria, care trebuie iubită necondiționat, ca și mama. Deci eu mi-am găsit până la urmă reperii mei de credință în această formațiune politică. Câtă vreme statutul partidului prevede acest lucru, dacă vă uitați și pe sigla partidului nostru, ea este grăitoare sub acest aspect, atunci eu cred că această formațiune va avea o rezonanță puternică în rândul populației, cu atât mai mult cu cât ea se adresează tuturor cetățenilor României, indiferent de naționalitate, religie și așa mai departe. Sex. Domnul judecător. Da, am să vă răspund și eu. Am fost 25 de ani magistrat. Am fost și conducător de instanță, președinte la Tribunalul Argeș, vicepreședinte, membru în Colegiul de Conducere al Instanței, am fost 13 ani purtător de cuvânt, am fost și în conducerea Asociației Magistraților din România. Din această poziție am putut să observ toate derapajele la nivel de vârf în justiție și faptul că, așa cum s-a spus și încă de la început, nu există o separație a puterilor în stat, că justiția tot timpul s-a vrut a fi o anexă a executivului și acum vin și spun mai mult o anexă a instanțelor europene prin faptul că se vrea a se implementa dreptul comunitar, dreptul european și acolo unde nu este cazul, pentru că România nu a cedat din suveranitate. A partajat competențele, iar pe justiție, urmarea aderării României la Uniunea Europeană nu a dobândit Uniunea competențe exclusive pe justiție, mai ales în materia drepturilor omului, unde și Curtea Constituțională vine să confirme și să le apere. Acum, având obligația de rezervă în calitate de magistrat, am reușit și în aceste condiții să-mi spun punctul de vedere, dar în momentul în care am observat că organismul colegial fundamental care garantează independența justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, nu reușește să-și recapete rolul constituțional, am hotărât să intru în Alianța pentru Patrie, în politică, pentru că aici am găsit aceleași valori pentru care am luptat toată viața și în cariera mea. Familia, protecția socială, demnitatea umană, nediscriminarea, toate aceste valori, apărarea proprietății, economia, toate aceste lucruri pe care eu, la care am dorit sunt să ne aduc raportul. La care da. Încă mai aspirăm. Asta aspirăm. E problema, nu vreau să trec foarte ușor peste chestiunea cu CSM-ul. Sigur, pentru sigur, că un minut avem până la pauză. Să ne cadăm și apoi Curtea pauză Constituțională dezvoltăm. S-a pronunțat în 2019 prin decizia 20 și a spus membrii CSM care au boicotat ședințele acestui organism prin neprezentarea la ședințe timp de 6 luni au boicotat această activitate, sunt neloiali. Întrebarea este neloial cui? Statului român. Neloial statului român, pentru că era perioada în care se numea conducătorul la secția de investigații și pur și simplu au refuzat să participe la ședințe.
Și vreau să spun acest lucru de fiecare dată, să nu se mai repete această problemă. Că nu se mai repete, da. A fost un organism, CSM-ul de foarte multe ori s-a comportat ca fiind organism în sine și pentru sine. Deci ei au urmărit în primul rând interesele proprii, sabotând practic interesele naționale și interesele judecătorilor și procurorilor pe care i-au trimis acolo. Corect. Pentru că urmează un scurt moment de publicitate, rămâneți pe Capital TV, pauză, o emisiune extrem de interesantă. Sper să mai reveniți cu altă ocazie, fiindcă în 50 de minute nu putem să asimilăm toate subiectele. Pauză, revenim, rămâneți pe Capital TV. Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul Mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta Icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0766 536 536. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al Părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale Părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți vor schimba viața. Sacroterapia. Enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu Părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764 99 99 99. Românii din diaspora sunt invitați să-și deschidă o afacere în România prin intermediul programului Startup Nation Diaspora. Sprijinul acordat este de până la 200.000 de lei, fonduri nerambursabile, iar aplicațiile se depun exclusiv online până pe 1 septembrie 2022. Mai multe informații pe granturi.imm.gov.ro. Program implementat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Paduden Rapid Forte combate rapid durerea de cap în numai 15 minute și are efect de până la 8 ore. Padurere, Paduden Rapid Forte.
Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani este notificat la Bruxelles drept organism de evaluare a conformității produselor, având asignat numărul NB1809, oferind servicii de certificare în vederea aplicării marcajului CE de conformitate european pentru produsele aflate sub incidența directivelor și regulamentelor europene. Directiva 2014/34 per Uniunea Europeană echipamente și sisteme protectoare destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, Directiva 2014/28 per Uniunea Europeană exploziv de uz civil, Directiva 2013/29 per Uniunea Europeană privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață articolelor pirotehnice, Regulamentul 2016/425 echipamente individuale de protecție, Regulamentul numărul 2003/2003 îngrășăminte chimice pe bază de nitrat de armoniu cu conținut ridicat de azot. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării, din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse. Echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și tehnici de împușcare, obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Să aveți bucurie sufletelor dragi. O emisiune de suflet pentru oameni cu suflet. Vă invit în fiecare sâmbătă seara, începând cu orele 20, la emisiunea Aducător de Bucurie, unde vă voi vorbi despre binele, despre bucuria, despre tristețea, despre binecuvântarea și despre încercările vieții noastre. De asemenea, veți putea urmări în reluare, duminică dimineața, începând cu orele 8, aceeași emisiune care sper să vă hrănească sufletul și să vă aducă multă binecuvântare. Bună, mă numesc Perjelena Mihaela, iar eu, împreună cu Capital TV și Fabiana Vuță, vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică, la ora 14, la misiunea Tine Talentați, unde vor fi invitați soliști, instrumentiști, dansatori, chiar și actori.
Aceste tinere talente vin în fața dumneavoastră pentru a vă ridica bună dispoziție într-un spectacol inedit de divertisment. Vă așteptăm cu drag să ne urmăriți! Am revenit în platoul Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiune, Realitatea în politică, independența justiției și separația puterilor în stat. Titlul pe care l-am ales astăzi și îl supunem atenției dumneavoastră și, evident, invitațiilor mei din această seară, pe care îi salut din nou, domnul Francis Tobă, deputat din partea APP în Parlamentul României, încă o dată bună seara. Bună seara. Doamna magistrat Mariana Vârgă, de asemenea vicepreședinte din partea APP. Bună seara. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și nu în ultimul rând, domnul magistrat Constantin Udrea, vicepreședinte din partea APP, Alianța pentru Patrie. Bună seara. Pentru că se discuta la un moment dat despre faptul că ceea ce l-a animat pe domnul Udrea să intre în viața politică este generat de împrejurarea că parlamentarii, și nu numai ei, candidații la primării, la consilii locale, promit electoratului fel de fel de activități, acțiuni, programe, proiecte pe care ei sunt convinși că le vor face și prin asta câștigă încrederea electoratului, dar ulterior uită cu desăvârșire despre aceasta și evident nu pot fi trași la răspundere potrivit legislației actuale, singura sancțiune fiind sancțiunea nealegerii la următorul ciclu electoral. De ce? Și aici mă refer și la parlamentari, pentru că mandatul este reprezentativ, adică deputații și senatorii sunt în serviciul poporului și orice mandat imperativ este nul. Vreau să mai adaug un singur aspect și apoi dau cuvântul invitațiilor mei din această seară, referitor la Curtea Constituțională, că am discutat despre această instituție extrem de importantă. Evident, nu știu dacă avem timp să mai dezvoltăm puțin acest subiect, însă vreau să adaug faptul că până în 2003, Curtea Constituțională, deciziile Curții Constituționale, prin care se constata neconstituționalitatea unui articol dintr-o lege sau ordonanță sau lege în ansamblu ei, aveau în vedere retrimiterea către Parlament. Urmând ca Parlamentul să decidă, poate în aceeași formă, respectivul proiect de lege sau, eu știu, articol sau acea ordonanță, și atunci Curtea Constituțională se conforma și nu mai avea niciun fel de modalitate de a interveni. Din 2003, Curtea Constituțională a căpătat o altă conotație din punct de vedere al puterii constituționale, în sensul că deciziile Curții Constituționale, am spus puțin mai devreme, sunt obligatorii de la data publicării în Monitor Oficial și au putere numai pentru viitor. De ce? Pentru că, așa cum spune articolul 147, deciziile Curții Constituționale prin care s-a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor din lege, ordonanță sau regulament sunt obligatorii de la data publicării în Monitor Oficial. În termen de 45 de zile, autoritățile, și aici mă refer la Parlament, Guvern, trebuie să pună de acord decizia Curții Constituționale cu dispozițiile legale. Pe această perioadă ele sunt suspendate de drept. Însă l-aș ruga pe domnul Francis Tobă, pentru că este reprezentantul APP în Parlamentul României, să ne explice cum înțelege dânsul acest mandat de reprezentare în condițiile în care deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere pentru voturile, opiniile juridice exprimate în exercitarea mandatului. Astăzi a avut loc o discuție foarte aprinsă în legătură cu deputații care au devenit neafiliați, care au părăsit formațiunea politică pe listele care au candidat. S-au purtat tot felul de discuții. După mine, soluția e foarte simplă. Introducem în lege
și am spus-o în anul 2000, domnule Adrian Năstase, care n-a înțeles că el este teoretician. Domnule, hai să modificăm legea. Păi, a fost atâți ani în Parlament, are și experiență. Yeah. A fost președintele Camerei Deputaților, deci are experiență parlamentară totuși. Da, într-o anumită direcție, că dacă intrăm în amănunte cu, cu legea Petromului, lăsați-o. Nu știu, însă ce vreau să spun explicat da. Următorul lucru. Haideți să introducem în legea că nu poate să există traseismul politic. Da. În momentul în care a intrat pe listele unui partid și tu, din motive că nu mai regăsesc cu ăla, cu ăla, cu doctrina, cu tare, te duci la alt partid sau te duci independent. În toate statele democratice, în momentul în care tu vrei să pleci din Parlament, te duci acasă. Și vine următorul de pe listă. Și atunci configurația politică rămâne constantă, da? Pentru că spune, funcția de deputat sau senator este incompatibilă cu, iar mandatul de deputat încetează în urma demisiei, atenție, demiterii din funcție nu există, în caz de incompatibilitate sau de deces. Și mai mult decât atât, vis-a-vis de parlamentar, există acest principiu al independenței parlamentarului și este o decizie a Curții Constituționale în acest sens, cum că el fiind ales de popor în viduta mandatului, e reprezentativ chiar dacă, eu știu, își dă demisia dintr-un partid, este revocat din calitatea de membru al unui partid, nu își pierde calitatea de deputat sau de senator. Nu știu dacă se poate face modificare. Eu știu că există o decizie. Eu sunt la al doilea mandat. Da, bine. Vreau să vă spun că parlamentarul nu trebuie să fie așa undeva în stratosferă, obține niște voturi, după care nici măcar nu se mai duce la birou parlamentar. Și omul care a dat votul nu are acces la el. Deci această calitate de băiat din stratosferă trebuie să fie reglementată într-un fel. El nu poate acolo în Parlamentul României să se ducă unde vrea el, să zică ce vrea el, în condițiile în care el a intrat pe o listă pe care și-a asumat-o. Eu am intrat în PSD, am intrat în PNL. Unde a intrat, da? Și acum constată că PSD-ul, PNL-ul cu tare, au devenit vânzători de țară, au devenit slugile Bruselului. Bine, asta trebuie și sunt supoziții, sunt foarte multe discuții, trebuie domnul, și dovedite, să aveți dovedi. Sultan, eu sunt acolo, eu vorbesc inside of the box. Deci eu îi văd pe oamenii aceștia că sunt într-o situație extrem de delicată. De dar ce? Cine le impune să își exercite mandatul? Disciplina de partid. Și au început oamenii să scrie demisiile. Aici e problema. Pentru că vine timpul în care, pentru că votul este electronic. Nu, și vă întreb, dacă un parlamentar este exclus din partid, că nu respectă disciplina de partid, trebuie să plece din Parlament? Sau din motive care nu țin de vinovăția sa? Uite, luați exemplu domnul Coarnă, doamna Șoșoacă și alții. Trebuia să plece din Parlamentul României? Nu! Vă rog. Este o situație în care ei constată că partidul în care au intrat, pe listele căruia au candidat, au avut un anumit principiu, așa, și-a modificat principiul și zice, băi, stai puțin, nu mai regăsesc aici, pentru că tu îmi ceri acum să votez împotriva voinței mele, nu știu ce. Domnul Sultan, alte motive, da. La ora actuală, după mine, și o spun public, poate să mă atace oricând, că e declarație politică. Guvernul României... Este în Parlament. Nu, nu. Două secunde, avem un telefon, domnul Florin din Câmpina, vă rog. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Scurt, așa, lansate. Prima, este un abuz faptul că patronii în pandemie au obligat angajații să se vaccineze, unul, și doi, magistrații sunt, ăștia procurorii, sunt avocații statului, nu? Deci au statut de avocat. Am mai auzit treaba asta, că e prins în Constituție că ei ar avea statut de magistrat. Chiar au. Procurorii. Dar fac parte din Consiliul Magistraților. În CSM. Eu am auzit că de la Stalin era treaba asta, că e stalinistă chestia asta. Sunt 9 judecători și 5 procurori. Componența CSM. Da, da. Vă rog. Da, da, domnul Udrea, sigur?
Și doamna judecător apoi. În ce privește obligativitatea așa numitei vaccinări, pentru că nu se poate spune, vaccinul are de regulă rolul prevenirii, deci rolul de a crea imunitate organismului cu scopul ca ulterior organismul care întâlnește într-o anumită împrejurare virusul respectiv să nu mai provoace boală. Ori, pe de o parte, se observă că până în prezent așa numitul vaccin nu era un vaccin pentru că el n-a dus la prevenirea îmbolnăvirilor de rigoare, pe de o parte. Pe de altă parte, și Constituția, dar și legea privind asigurarea sănătății publice interzice tratamentul chiar necesar unei persoane care e conștientă. Deci acest lucru nu este posibil, deoarece persoana are dreptul să dispună de ea însăși cu privire la modalitatea la care este supusă unui tratament. Cu alte cuvinte, ca să conchidem, nimeni nu vă poate obliga nici direct, nici indirect la un tratament sau la un vaccin. Prin urmare, comportamentul patronilor a fost abuziv, dar, din păcate, a fost încurajat de autoritățile statului și le știm care au fost. Ca să răspund la cealaltă chestiune, v-am mai spus deja, evident că procurorii nu îndeplinesc cerința de bază de a fi magistrați, ei potrivit legea apă, interesele generale ale societății, drepturile fundamentale, așa scrie legea și Constituția. Acestea sunt până una alta normele legale sub care ei funcționează și neavând altele ne vom supune lor. Asta este corect. Și Constituția. Corect. Da. Vreau să completez și eu, dacă domnul Florin îmi permite. În ceea ce privește prima întrebare cu privire la obligativitatea vaccinării, chiar instanțele de judecată au constatat că au existat abuzuri din partea autorităților statului care au emis acte cu caracter infralegal desființate în instanță. Deci, prin hotărâri judecătore s-a constatat că nu exista obligativitatea vaccinării, că s-au produs abuzuri. Sunt persoane care au acționat în instanță și sunt în litigiu în continuare. Deci, acesta este răspunsul. Există și o directivă europeană care spune că statele trebuie să se abțină, să impună direct sau indirect obligativitatea vaccinării. Deci, cadrul legal avem, însă, cineva a încurajat autoritățile statului să procedeze în maniera în care au procedat. Probabil că în spatele vaccinului sunt foarte multe sume de bani. Și asta să se stabilească pentru că sunt probabil multe acțiuni introduse în special împotriva Pfizer. Ce vreau să precizez aici. Da. Prin Constituție, cetățeanul român are dreptul la un mediu sănătos și la sănătate. Statul român nu s-a preocupat de acest lucru. Deci procedat la obligativitatea vaccinării, dar nu a asigurat tratamentul necesar ca cetățenii să nu fie obligați să se vaccineze. Bine, obligativitatea eu știu că n-a fost introdusă. E adevărat, și asta eu spun domnului Florin, avem două articole, 26, viața intimă, familială și privată, și articolul 53, restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți pe care autoritățile trebuiau să-l uziteze în a explica, în a comunica cetățenilor în baza cărei dispoziții s-au restrâns drepturi și libertăți. Și spune acolo, exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, apărarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecinței unei calamități naturale, a unui dezastru, a unui sinistru deosebit de grav. Însă, și cu asta închei, restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. Articolul asta 53 spune articolul 53 din Constituția României. Da. La cea de-a doua întrebare, achiesez la cele spuse de domnul judecător. Într-adevăr, procurorii nu sunt magistrați. Fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Europeană s-a pronunțat în acest sens că nu sunt magistrați, dar fără revizuirea Constituției nu putem să considerăm perfect. Altfel. Foarte corect. Da, mulțumim mult, domnul Florin. Mă iertați dacă aș vrea ceva să mai spun. Foarte scurt, că luăm din timpul invitațiilor, vă rog. Este foarte important pentru că eu mi-aș permite să fac o recomandare celor care ne judecă pe toți să citească
mafia farmaceutică și agroalimentară a locuitului... Altă treabă n-au. Să mai, vă rog. Stați puțin. Să mai citească și protocoalele evadaților ale lui Sergiu Ciocârlan, un procuror acuzat lui Sergiu Ciocârlan, pentru că de acolo vă veți informa că da. Numai unul spune, ei au luat din, cum să spună, din experiența mai multor oameni de știință. Da, să lăsăm specialiștii să spună cuvântul. Aici... Lăsați-mă să spun asta. Păi, n-au legătură. Ideea principală, știți care e? Că cea mai mare minciună din istoria medicinii este principiul vaccinării. Eu nu sunt de acord. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră sub nicio formă. Adică, de-a lungul istoriei, vaccinarea este singura care a pus capăt maladiilor, pandemiilor și așa mai departe. Nu vedeam altă pastiu, soluție. Mă rog, nu suntem specialiști ca să ne pronunțăm noi. Da. Minciuni. Mă rog, e opinia dumneavoastră. Aia e opinia dumneavoastră. Da. De ce nu? Nu! Să citiți cartea mafia. O să o citesc, gata. Pastor, sigur. Iertați-mă, Pastor s-a afirmat printr-o minciună. Da, am înțeles. Mulțumim mult pentru intervenție. Seară frumoasă. Mulțumim mult. Vis-a-vis de ceea ce a spus domnul Tobă, vreau să vă explic faptul că declarațiile politice ale parlamentarilor se pot exprima fără niciun fel de restricție în cadrul instituției Parlamentului. Ba da, e o decizie a Curții Constituționale, dați-mi voie să vă contrazic, și așa e și firesc, pentru că dacă vă duceți și citiți foarte clar Constituția la articolul 72 alineatul 1 spune că deputații sau senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Ori mandatul parlamentar nu se exercită la postul de radio sau de televiziune, în conferințe de presă, atunci când poți aduce acuzații, nu? Nu. Deci vă spun că eu am fost uimit pentru că s-a discutat foarte mult de extinderea modalității de exprimare a declarațiilor politice. O să vă dau decizia. Vă rog. Eu dacă fac o conferință de presă și spun că e o declarație politică... În cadrul Parlamentului, da. Nu în cadrul Parlamentului, că nu există declarații în cadrul Parlamentului. Problema este că un parlamentar își asumă ceea ce spune. Ah, de acord. Bun. Adică în cazul ăsta nu mai sunteți ferit de răspundere juridică dacă acum sunteți la TV și acuzați pe cineva și vă dă judecată, nu mai e declarație politică. Corect. Depinde vă rog. Ce spui. Exact. Da? Asta am spus și eu. Eu ca om politic pot să declar la ora actuală, sigur. Și am spus-o și în Parlament, Parlamentul României devine prin cadrul legislativ pe care îl promovează, e declarație politică și o repet, da? Cel mai important agresor al ființei naționale. Prin ce? La ora, prin actele juridic, normative. Am ceea înțeles. Ce facem astăzi. E opinia dumneavoastră. Dacă nu, cineva am declarat-o. Da, e declarația dumneavoastră. Doi da. La mână. Vreau da. Să vă spun că la ora actuală, în opinia mea, și să mă dați cineva în judecată, consider Guvernul României inamicul public numărul 1. Să mă dea în judecare. Da, trebuie să și spuneți de ce. Dacă îmi permiteți da, și mie să intervin. Două secunde, cum să nu, numai că l-avem pe domnul da. Marcu prin telefon, care vrea să spună ceva destul de important. Îl ascultăm. Bună seara, domnul Marcu. Bună seara. Vă rog, vă ascult. Alo? Da, sunteți în direct. Da. Bună seara. Calitate de activist civic, aș vrea să vă pun, pe, eu mă uit și la televizor, dar văd pe domnul Tobă că vorbește, eu sunt auzit. Păi nu, e un mic decalaj, vă ascultăm dacă vă uitați la TV. Așa. Vă rog. Bună seara. Sunt activist civic, Marco Florea, și aș vrea să întreb o noată conducere a APP-ului, care e speranța românilor acum, că numai așa putem înlocui guvernul neconstituțional pe excepție de neconstituționalitate cu prezența UDFR acolo. Deci avem structuri teritoriale la APP. APP-ul e singura alianță, partid, care are structuri teritoriale din vechea gardă a PSD-ului, din noua gardă. Și știți destul de bine lucrul ăsta. Haideți să ne unim cu toții, să fim toți trup și suflet și să facem ceva.
Alegerile le vor face primarii și președinții de Consiliul Județean. Ei fac alegerile. Și, bineînțeles, consilierii locali și consilierii județeni. Bun. Asta e opinia dumneavoastră, întrebarea către invitat. Deci sunt cunoscuți toți în APP și vom face lucru ca lumea. Întrebarea. Găsiți o unitate. O unitate, că avem și unitate de măsură. Acum. Da. Și avem multe de rezolvat pe treabă. De acord. Poziție, că nu e corectă. Și avem de acord, domnul Uman. Noastră cu procurorii nu sunt magistrați în Constituția României. Cum nu? Procurorii păi contraziceți doi juriști de marcă că nu sunt magistrați? Asta e opinia dumneavoastră, repet. Doi foști magistrați aici în platou au spus puțin mai devreme că procurorii sunt magistrați. Eu v-am spus dumneavoastră de atâtea ori că dacă citești Constituția unde scrie clar despre CSM, compunerea CSM, aveți acolo și 5 procurori, pe lângă cei 9 judecători. Da. Da. Mulțumim. Mulțumim pentru intervenție. E foarte, foarte corect, hai să spun. Dar E opinia dumneavoastră. Avem speranța în APT că poate să schimbe situația prezentă. Asta e altceva, de acord. Au structuri teritoriale. Da. Două secunde, domnul Francis Tobă vrea să vă spună ceva. Domnul Marcu, bună seara. Bună seara. Eu am mai explicat de ce am intrat eu în APP. Promesele la modul următor. APP-ul, înainte de toate, este o stare de spirit a tuturor românii care vor să vină lângă noi să reconstruim ceea ce alții au vândut, au prăduit și așa mai departe. S-a încercat în 2016 să facă ceva. Ați văzut ce s-a întâmplat. La ora actuală, APP-ul, la nivel teritorial, este dintre partidele neparlamentare cel mai organizat partid. Cel mai bine organizat, clar. Exact. Așa e. De ce? Pentru că oameni, și vreau să vă spun absolut și o spun public, peste 40% din oamenii care au venit lângă noi nu au mai făcut politică niciodată. E un avantaj și un dezavantaj. Avantajul este că oamenii nu sunt tarați politic, dezavantajul este că va trebui să învățăm ce înseamnă construcție de partid, ce înseamnă bătălie politică și așa mai departe. Vă spun eu care sunt de 32 de ani în politică. Cine vrea să-mi conteste chestia asta, rog să vină în fața mea. Realitatea e că așa oameni cum sunt cei doi invitați din această seară, vicepreședinți în APP, și ar dori orice partid parlamentar să iaibă lângă ei. Sigur, ce că eu sunt onorat. De altă parte, domnul Marcu, vreau să vă spun că suntem la început de drum. Știți mai să cum este? Ca la nașterea un copil. Ne mai pot ni mai vin unii, mai plac alții. Suntem la început de drum. Toți care vor pleca de la Ciolacu, de la PSD Ciolacu, toți spre APSD vor îndrepta. Că sunt oamenii care e domnul Codrin Ștefănescu, sunt oameni cunoscuți. Sunt oameni, bine și eu ca om de informații, deci eu sunt om de informații, sunt și eu colonel în rezervă, dar sunt activist civic. Și eu înțeleg evenimentul ăsta. Avem structuri teritoriale cu APP-ul, dacă intră. Și toți de la PSD care sunt acum vor veni spre APP. Și eu vă promit că să intre. Aveți informații certe? Că va intra. Va intra, Domnul Marcu. În Parlament și va fi în guvern în următoarele 3-4 luni. Domnul Marcu. Bine, și dacă nu va fi așa, ce faceți? Domnul Marcu. Vă rog. Dacă nu va fi așa, ce o să faceți? Așa va fi. Îmi trimiteți... Și știu să spun... Sunteți vizionar. Am învățat 42 de ani. Este vizionar, nu am ce să mai zic. Domnul Marcu, eu vă citesc toate mesajele pe WhatsApp care mi le trimiteți. Am tot respectul pentru observațiile, pentru analizele dumneavoastră. Ați insistat să fac niște chestii. Nu le-am făcut pentru că știam că există o anumită stare. Pe de altă parte vreau noi să ca militari, domn general, noi ca militari așa trebuie să vedem lucruri. Deci, da, noi avem o altă percepție asupra realității, aveți perfectă dreptate. Încetul cu încetul românii vor înțelege că România nu poate fi adusă înapoi în matca ei firească, strămoșească, decât prin conjugarea tuturor eforturilor, a tuturor românilor care iubesc familia, aia tradițională, că de-aia este simbolul nostru. Doi la mână, a tradițiilor.
să avem respect față de imn, să avem respect față de absolut toate tradițiile care au fost aruncate la gunoi și acum noi încercăm să creăm acest front de a păstra și eu în Parlament încerc să fac tot ce depinde de mine în acest sens. Eu sunt convins, domnul Marco, așa cum v-am citit toate mesajele, că există foarte mulți oameni din zona de informații care sunt foarte buni patrioți, care nu mai suportă vânzarea de țară a celor care din structurile de forță au, li s-a pus belciugul în nas, ca să vorbim românește, ca să câștige milioane și milioane. Toate structurile, domnul, o să aveți toate structurile militare, toate pe eu, sindicatele din PN, din MEI, din structurile de siguranță națională vor fi alături de APP. Vom vedea. Să dea bunul Dumnezeu ca în al 12-lea ceas, pentru că, domnul Marcu, vreau să vă spun și o spun public. 2024 va fi bătălia pentru supraviețuirea României. Corect. Aici ați să intre, cum să spun, să intre în sufletul lui fiecare român să înțeleagă că 2024 va fi bătălia după care suntem sau nu vom mai fi. Românește spus. General, vă promit și societatea civilă vă aduc alături, deși sindicatele din celelalte, din ale militarilor, și aduc și societatea civilă, aduc alături de APP. Aduceți-i cât mai repede, domnul Marcu. Din tot sufletul. Să-i aduceți. Multă sănătate, seară frumoasă în continuare. Vă rog, doamna judecător, și apoi domnul. Da. Și haideți să lămurim o dată pentru 10 secunde să explicăm și domnului Marcu. Eu am explicat în particular, domnule, în momentul de față, potrivit Constituției, procurorii sunt magistrați. Da. Clar, explicați. Vreau să spun altceva. Vă înțeles, rog. Înțeles că potrivit nu înțeles. Mâine spune același lucru, nu. Potrivit actualei Constituții, procurorii sunt considerați magistrați. Mâine va spune că nu. Chiar dacă între timp Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că nu sunt magistrați, ca să vorbim așa mai atipic, să înțelegem, și pentru că sunt subordonați Ministrului Justiției. Exact. Și în condițiile noilor modificări va fi mai grav, pentru că Procurorul General al României, numit pe criterii politice, va putea infirma orice act al oricărui procuror. Perfect. De la orice veniți unitate cu un de modificare legii justiției, mai ales dacă ajungeți da, la depus, guvernare, cum spunea și domnul Marcu. Am depus deja, s-a făcut un program e politic domnul... în care da. Justiția are un loc aparte. Perfect. Inclusiv pe acest aspect. Un singur lucru vreau să mai da, spun sigur, și apoi o să las pe domnul judecător. Vreau să vă spun că săptămâna trecută a apărut un articol în Fanatic legat de migrarea magistraților către politic, către forțele politice. Acolo se făcea o evidențiere a magistraților care au intrat în diferite partide, însă autorul se referea cu o conotație absolut nelămuritoare, ca să spun așa. Magistrații migrează către partide extremiste. Așa spunea autorul. Eu vreau să spun că Alianța pentru Patrie nu este un partid extremist. Da. Nu există dovezi în acest este. Sens. Vă întreb câteva secunde și iară pe domnul Udrea să mă aștepte puțin, că avem un telefon de la Oradea, domnul Ciprian. Bună seara! Rapid de întrebare. Domnul, vă rog. Da, rapid. Cât de rapid pot? Într-un minut. Invitațiile și spectatorilor. Da, într-un minut. Aș dori să-l întreb pe domnul Tobă cât de patriot se simte de după 89 încoace. Că am văzut că îi plac atât de mult partidele, în schimb eu am o părere diferită. Dacă domnul s-ar retrage din partide și ar încerca să facă o mișcare națională, cred că ar reuși mult mai multe. Domnul Tobă? Vă referiți la domnul Tobă? Păi în afară de PDSR? Eu n-am înțeles întrebarea. Da, a zis, v-a plăcut să umblați prin mai multe partide politice, ceea ce eu nu știu. Trebuie să explicăm rapid. Din perioada în care dumneavoastră n-ați mai fost parlamentar, ce ați făcut? În niciun caz n-ați fost implicat în politică 28 de ani. Vă rog. Domnul Titi, nu asta vreau să spun. Vreau să spun că partidele, oricare au fost ele, oricare s-au prindat pe la conducere, n-au făcut absolut nimic pentru... Asta a spus și domnul Tobă. Nu țară. N-am făcut, domnul Titi, că dacă am făcut ceva, n-am fi fost în situația... De acord. Am înțeles și îi recomandați domnului Tobă să inițieze o mișcare patriotică. Da.
Păi de ce trebuie să mai înființăm partide în loc să încercăm să unim poporul cu adevărat, nu țara, adică România. Nu, să unim românii. Asta este ideea. Ceea ce fac ei toți, și inclusiv invitații de ieri seară, doar vorbe în vânt. Nimic concret. Este aceeași chestie pentru domnii prezenți, judecător și avocat sau ce este, doamna... Doamna judecător, domnul magistrat militar Udrea, deci amândoi magistrați. Dacă ei și-ar fi făcut, da, dacă ei și-ar fi făcut treaba în calitate de oameni, nu de profesioniști, pentru că nu poți să afirm că ești profesionist atât încât tu nu ești om, ca să... Da. Echilibrezi balanța și profesie, nu? Da, ne poate răspunde domnul Tobă, vă rog? Și mulțumim mult pentru intervenție. Păi eu sper să ne revenim odată cu picioarele pe pământ. Cu toții sperăm că de aia s-a înființat și APP-ul și așa mai departe. Domnul Tobă. Păi da, e foarte simplu. Ori e bine, ori e rău. Ce alegem? E bine că încearcă să schimbe ceva. O să vă spună domnul Tobă, nu eu. Vă rog. Domnul Ciprian. Am înțeles. Domnul Ciprian, sunteți din Oradea, da? Da, da, da. Da, bun. Eu sunt bănățean. Deci avem cam aceeași cultură a seriozității și a respectului față de cuvântul dat. Vreau să spun că am fost membru fondator al FDSN-ului, am condus 4 ani de zile organizația din Sibiu, am fost deputat de Sibiu 92-96 și în 2005 am plecat din PSDR-ul de atunci pentru că nu mi s-a părut normal ce se întâmplă acolo. Am revenit în politică după 28 de ani. Vă rog să căutați și să constatați că după 28 de ani niciun român n-a revenit în Parlamentul României la nivelul acesta. Dar vreau să vă răspund următorul lucru. Putem să scoatem în stradă 1 milion de oameni. Problema este că în Parlamentul României, care este prin Constituție forul legislativ, să creăm acea matrice legislative în beneficiul națiunii. Domnul Ciprian, eu asta încerc să fac, chiar dacă sunt un singur om acolo. Da, vă ascultăm, dar rapid, vă rog. Da. Pentru că mai avem decât 20 de minute și... Da. Domnul Tobă, cum credeți dumneavoastră că o să reușiți chestia asta dacă nu este unitate? Pentru că dacă îmi dați voie să vă zic o secundă ceea ce s-a întâmplat în 89, s-a întâmplat și în 2018. Praf în ochi. N-a fost nicio revoluție. A fost lovitură de stat. Punct. Fără niciun bar și poate. Este la mintea Lugoșului să ne îmbătăm cu apă rece, să aducem vorbe dulci, vorbe pufoase sau ce știu ce. N-are nicio importanță, n-are nicio relevanță. Timpul și faptele spun cuvântul. Pentru ceea ce care sunt oameni, într-adevăr, și văd realitatea. Nu vede doar... Acum, domnul Ciprian, cred că dumneavoastră nu vă adresați mie. Cred că ceea ce spuneți dumneavoastră este valabil pentru tot românul. Pentru că avem această resemnare mioritică pe care eu o urăsc, pentru că noi nu vrem să ne luăm soarta în mâini. Eu sunt militar de carieră. Eu nu intru într-o bătălie dacă n-am toate condițiile îndeplinite. Și în primul rând, dorința, voința, determinarea să câștig. Noi la ora actuală suntem într-o pasivitate civică criminală. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Și atunci când vă întreb pe dumneavoastră, mă puteți asculta? V-am ascultat, iertați-mă, dar eu sunt om care respect. Nu, dacă intrați peste mine, nu vă pot... Nu se aude, vorbiți unul peste altul, domnul Ciprian. Să-și ducă domnul Tobă ideea până la capăt, vă rog. Ceea ce a spus dumneavoastră este foarte corect din punct de vedere teoretic. N-aș vrea să vă întreb din punct de vedere practic ce ați făcut dumneavoastră ca să ieșim din acest marasm. Nu vreau, pentru că nu este subiectul emisiunii, dar pe de altă parte ce a spus dumneavoastră, eu agrez... Să termine domnul Tobă ce are de spus și răspunde. Eu agrez în totalitate că trebuie să ieșim din această
pasivitate criminală. Credeți că va veni cineva să ne salveze? Vreau să vă spun un lucru, pentru că am un doctorat în domeniul securității. George Friedman, cel mai mare geopolitician din lume, a venit acum 3 ani de zile în România și a spus cu subiect și predicat: dacă credeți că va muri vreun soldat american pentru voi, vă înșelați! Faceți-vă o armată puternică, înzestrați-vă, nu mai aruncați banii pe armamente învechite. A spus-o George Friedman, care este ascultat la Washington, așa, ca un guru. Și ce face România prin toate guvernele astea vândute? Se duce exact în direcția opusă. Când vine ăsta care este ascultat de americani și noi ne ducem taman în direcția opusă. Nu avem bani să dăm pensii și salarii, dar avem bani să le dăm la ucrainieni, să mărim de la 2% la 2,5% înzestrare pentru armată, pentru... Iertați-mă, deci dacă vreți să ieșim din Maraș, ieșiți și dumneavoastră. Da. Acum, domnul Ciprian, rapid, 30 de secunde, pentru că domnul Hudrea n-a apucat să spună nimic în partea a doua. Vă rog. Îmi pare rău pentru intervenție și timpul alocat. Nu, e ok. Vreau să spun la domnul Tobă, Doamne ajută, în prima parte la ceea ce s-a referit domnul. Doi la mână, ceea ce am făcut eu este, de 2 ani m-am retras după 20 de ani de străinătate, care toată lumea zice diaspora, care eu nu mă regăsesc în diaspora, deși am locuit 20 de ani acolo, nu mă regăsesc în aceste cuvinte, joc gramatical, verbal și toate prostiile astea. 3 la mână, dacă nu este unitate, noi, sau dacă nu ar fi fost unitate, lumea asta n-ar fi existat, nici noi. Da. Cel mai important. Domnul Ciprian, am o întrebare, poate da soluția în seara aceasta. Care credeți noastră că este ingredientul principal pentru a realiza unitatea? Dați-mi și mie soluția, că o accept cu mult drag. Ingredientul principal este pentru a ieși în față ceea ce fac eu de 2 ani de zile, că de când m-am întors în țară, cu tot românul care mă întâlnesc, indiferent că îl cunosc sau nu, le încerc să le deschid ochii. Fără să mă ascund după deget, pentru că pe mine se portă la evială, da, să zicem, figurat, la modul figurat. Ideea ajungem este că, la ce v-am spus eu. Numai o secundă. Vreau să vă întreb mai devreme, că ați spus că aveți atâtea ani, v-ați retras și ați revenit după 28 de ani de zile. Aveți curajul acum să spuneți, da, domne, uite, ăia au fost de vină de la Revoluție încoace pentru ceea ce s-a vândut și s-a furat din România și care a omorât poporul român? Da, sigur că da. Am și verbalizat-o. Bineînțeles. Am verbalizat-o. Încercați să aduceți oamenii cu chestia asta, nu doar prin politică. Încercați să fiți printre ei. Să stați de vorbă cu ei mai mult. Domnul meu, credeți că mie mi-e se teamă să intru între oameni? Eu care am condus 4 ani de zile... Domnul Ciprian, ascultați-mă, vă rog. Eu am condus 4 ani Romaero, cea mai mare firmă aeronautică din România. Credeți că mi-e se teamă să mă duc între muncitori? Am condus Nitramonia Făgărești. Am încercat să o salvez. Credeți că mie, ca un politic, mi-e se teamă să mă duc între oameni să le spun ce am făcut eu în viața mea? Nu să știți că sâmbătă am încheiat un triplu campionat mondial de snooker, ca președinte al Federației Române de Snooker. Am făcut un efort extraordinar ca România să fie pe harta snookerului mondial, cu 3 competiții extraordinar de tari în România. Eu am făcut voluntariat. Eu mă pot uita în ochii oricui om din sport. Pentru că niciun deputat și senator, și vă rog să vă interesați, nu face muncă voluntară, dragul meu, pentru neamul lui, pentru copiii lui. Nu face, pentru că dacă nu-i pică ceva, stă frumos acasă. Eu am făcut-o și am dovezi, adică există lucruri palpabile, domnul Ciprian. Eu nu sunt așa un băiat făcut pe la colțul străzii, da, la bir. Eu sunt bănățean care sunt doctor inginer în industrie de apărare. Pe vremea când unii acum comentează, făceam tunurile care au fost vândute în Irak, pe care ne plăteam noi datoriile.
Eu sunt un om care, dacă mă invitați dumneavoastră să stau de vorbă cu oricine, am curajul să vin să discutăm pe argumente. Nu mă ascund în fața nimănui în spatele acestui statut de parlamentar. N-am. Da. N-am nicio temere. Da. Mulțumim mult, domnul Ciprian. Foarte interesant dialogul. Da. Două secunde, ce secunde. Aș dori să-i fac o observație lui domnul Tobă și nu în ultimul rând să-l felicit pentru ultima parte a discursului domnului și mi-aș dori să-l văd în aceeași formă tot timpul și cu aceeași discurs, cu aceeași atitudine și i-a sugerat să facă un turneu începând de la Oradea prin toată țara și să încerce să stea de vorbă cu oamenii, să le deschidă ochii. Da, mulțumim mult de tot. Cipriane, vreau să spun așa o chestie. Am fost recent la Oradea, chiar la Oradea vreau să fac un club de snucări, dar vreau să-ți mai spun un lucru. Dragul meu, știi, eu anul viitor fac 70 de ani. Mulțumesc. Și știți dumneavoastră că caroseria mai cedează. Dar încerc să trag lângă mine oameni care au mai multă forță. Spiritul este forța adevărată, spiritul, domnul Tobă. Îți mulțumesc mult. Da. Mulțumim mult pentru intervenție. În fine, da. Domnul magistratul Dreabă. Două vorbe vis-a-vis nu de... Nu două, cât mai mult. Da, vis-a-vis de ce solicitase domnul Ciprian, are multă dreptate. Eu înțeleg și dezamăgirea, însă forma democratică prin care populația poate să-și exprime opinia și poate contribui la deciziile țării sunt partidele politice. Partide politice care sunt înscrise potrivit unui în registru special, potrivit legii. Așa încât, revenind la ce spunea colega mea, împrejurarea că anumite ziare aruncă anateme, eu știu, etichete vis-a-vis de forma unor partide că ar fi sau nu extremiste, că sunt naționaliste, suveraniste și așa mai departe, e o etichetă care se practică, deoarece plecăm de la premiza noi, cei care suntem oameni obișnuiți cu legea, că tot ce este autorizat să funcționeze în țara asta sub forma unui partid politic, ele sunt partide absolut necesare într-o societate cu adevărat democratică, deoarece potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, partidele cu adevărat societățile cu adevărat democratice trebuie să se bazeze în primul rând pe forma de existență a mai multor partide, pe supremația legii și pe respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Dar vin în întâmpinarea dumneavoastră, domnule Ciprian, spunându-vă următorul lucru. Ați fi de acord, de exemplu, ca Parlamentul să oblige la desecretizarea tuturor actelor și a contractelor prin care au fost privatizate principale bogății ale solului și ale subsolului nației române? Dacă sunteți de acord, aveți în vedere că Alianța pentru Patrie are acest obiectiv în vedere, deoarece potrivit unei constituții mai vechi, și anume aceea a României din 1968, bogățiile solului și ale subsolului aparțin poporului. În prezent, o asemenea dispoziție în Constituție lipsește. De ce oare lipsește? Cine a avut interesul ca, de exemplu, poporul român să nu mai fie stăpân pe resursa energetică a țării? Poporul român să nu mai fie stăpân pe resursa celorlalte minerale absolut necesare și care creează venit național? Pământul, de exemplu, e o resursă teribilă. Poporul, nația, oamenii unei țări fac parte din resursa de bază a țării respective, dar astea sunt chestiuni politice. Eu aș fi vrut să mă refer și la câteva chestiuni care privesc cele trei legi ale justiției, că ele sunt foarte importante. Spuneam doar că în contextul în care se renunță la a se mai sancționa magistrații pentru nerespectarea deciziilor Curții Constituționale, așa cum se prevede acum, lucrurile sunt foarte grave și au o întorsătură nepotrivită, deoarece renunțăm în mod direct la suveranitatea națională. Fac o precizare în contextul respectiv. Dumneavoastră știți că potrivit legii, suveranitatea națională este garantată de armată? Este garantată de armată. Un stat are suveranitate prin existența armatei, dar armata este cea care garantează suveranitatea. E foarte important. Și acum, chestiunea pe care eu o pun în discuție și ca ofițer al armatei române. Ce vor gândi cadrele militare active și cele în rezervă și nu numai
din toate structurile militare ale statului, atunci când se pune problema ca noi, pe o formă indirectă, să renunțăm la suveranitate, ce popor mai apărăm, ce patrie mai avem, o țară, mai avem un statut. Deci, e foarte important acest lucru, deoarece democrația în România este o democrație de tip constituțional. Ea este reglementată prin lege. În afara Constituției, noi nu mai avem democrație. Cu alte cuvinte, nu mai avem nici drepturi fundamentale, nu mai avem nici obligații, dar nu mai avem nici nație română, nu mai avem stat. Asta este esențial. De-aia noi ținem foarte mult și ca simpli cetățeni, nu neapărat ca membri de departament, pentru că până la urmă noi suntem tributari unei profesii, profesia de magistrat, de judecător. Asta este cultura noastră specifică. Dacă vreți, suntem tributari, poate e bine, poate e rău, dar eu zic că este bine, pentru că pledăm pentru respectarea Constituției. Vă aduc aminte că în 2012, când a venit la putere domnul Băsescu, primul lucru pe care l-a făcut, simțind de unde ar putea să-i fie ciuntită puterea, a fost aceea ca, folosind metodele și mijloacele serviciilor secrete, să fișeze biografia judecătorilor curții constituționale. Au transpirat ipoteza, situația respectivă, nu s-a lăsat cu nicio măsură, deși, din câte se spunea la vremea respectivă prin presă, unul dintre ofițerii de bază, devenit ulterior un adjunct al SRI, se ocupa cu aceste chestiuni. Deci, pentru înțelegerea publicului, serviciile secrete sunt absolut necesare pentru apărarea țării și orice om al statului are obligația de a sprijini aceste instituții pentru a-și atinge obiectivele, inclusiv nu numai sprijin moral, politic, dar sprijin material. Însă, la momentul în care aceste servicii au preluat din activitățile organelor judiciare, au fabricat probe, au intervenit în procese, au intervenit pe timpul când se solicita, de exemplu, avize judecătorilor în alte curți și mergeau la solicitarea de avize cu încheierile făcute deja. Deci încheierea înseamnă hotărâre. Doar că le puneau judecătorul la îndemână posibilitatea de a semna și când spun ceva eu am la bază date, sigur, concrete. Deci, sigur, nu o să fac niciodată o afirmație. Vă decât câteva secunde că avem un telefon ca sigur. Să-l țin. Bună seara, vă rog, rapid întrebarea. Domnul Mircea din București, vă rog. Fiți amabil, profit de ocazie că aveți niște specialiști în emisiune, așa, ca să pun două întrebări esențiale. Rapid. Unu, pentru care motiv noi nu avem o lege a răspunderii magistraților în așa fel încât aceștia să răspundă pentru deciziile pe care le pronunță, dar nu în sensul în care să fim noi trimiși la inspecția judiciară și la CSM care să analizeze, pentru că am depășit acest stadiu și oamenii ăștia, judecătorii, se apără între ei. Câți magistrați au fost condamnați, dacă se va spune, nu domnule că avem, din anul 90 încoace, câți au fost condamnați pentru ce s-a, uitați, o grămadă hotărâri la CEDO, prin care justiția a fost condamnată. Cine a plătit? Cine a fost dat afară? Statul. Cine a fost băgat în pușcărie? Da. N-a fost nimeni băgat în pușcărie și noi plătim foarte scump. Și ultima propoziție. Poate mi se explică și mie, chiar și în cazurile flagrante în judecătorie, un caz de la sectorul 6 a fost de la judecătorie, iau 9 persoane, toată conducerea sectorului a fost absolvită de vină, deci s-a dat o decizie de neurmărire penală, dă nimic, iar la înalta curte de casație s-a dat în cazul Poteraș 46 de ani la toți aceștia. Cum se poate cu aceleași documente să se dea hotărâri contradictorii pe față și să nu răspundă niciun judecător, fiind clar că undeva... Din păcate nu mai e timp. Eu vă propun, domnul Mircea, Matei, ca săptămâna viitoare, când atât domnul magistrat Udrea, cât și doamna judecător Mariana
Vârgă, va veni în platou Capital TV, atunci să vă răspunde. Nu mai avem timp decât două minute și aș dori ca acest timp să las domnului magistrat Urdea să-și termine ideile. Doriți, mulțumim pentru intervenție. Nu mai avem timp, ați intervenit târziu. Vă rog, domnul Udrea. Deci este absolut necesar ca legea răspunderii magistraților să fie perfecționată. Ea nu, este... o să răspunde săptămâna viitoare. Da, este o componentă însă a proiectelor de lege care sunt promovate în Parlament acum. S-a mers pe ideea ca această formă de răspundere să fie aliniată potrivit normelor și normativelor internaționale, potrivit tratatelor și convențiilor la care România e parte, îndeosebi privind directivele europene. Deci, forma de răspundere a magistraților în structura actuală este cea care este uzitată mai în toate statele europene. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt de acord că orice magistrat care abuzează de funcție trebuie să răspundă inclusiv penal. Am pledat întotdeauna pentru acest lucru și, de regulă, exceptând situația pe care o invocă dumnealui, pentru că sunt hotărâri care odată la o instanță de fond primesc cu o anumită structură, după care sunt reformate la instanța de control judiciar. Aici nu poate să impuți nimic judecătorului, deoarece ăsta e rolul controlului judiciar, să refacă hotărârea. Însă cauza comportă foarte multe discuții și cred că nu le putem epuiza. Pentru 30 de secunde, doamna judecător. Da, la această chestiune vreau să spun că cu privire la răspunderea magistratului, în prezent există 4 titulari de acțiune disciplinară pentru judecător. Din păcate nu mai avem timp. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. A fost o emisiune excepțională. Vă aștept și săptămâna viitoare în platou Capital TV. Mulțumim telespectatorilor. Seară frumoasă în continuare. Numai bine! Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul Mucenic Pangratie este întăritor al credinței.